Festivalul Concurs de Romanțe Poveste de Toamnă va avea loc în 12 și 13 noiembrie la Teatrul Municipal din Baia Mare. Organizatorul evenimentului ajuns la a șaptea ediție este Ansamblul Național Transilvania. La această oră se desfășoară festivalul Crizantema de Aur de la Târgoviște. Romanța, chiar dacă pare ușor, un ritm ușor și o muzică ușoară, este foarte greu de interpretat. Iar pe lângă acest lucru, prin literatura, prin versurile care sunt puse atât de frumos pe ritmurile muzicii, se promovează și poeți români. Potrivit directorului Ansamblului Național Transilvania, în juriu vor fi și anul acesta artiști și specialiști din domeniul muzicii lirice. Este, de exemplu, tenorul Alexandru Mânzat și cântărețul Ciprian Istrate. De asemenea, a fost invitată Bianca Ionescu de la Opera Națională din București. Îi așteptăm cu drag pe toți cei care vor să vadă un alt fel de spectacol al Ansamblului Folcloric Național Transilvania, care va fi presărat pe lângă muzica, pe lângă romanțe și valsul sau tangoul sau muzica veche românească, care poate să fie inclusă ca și ritm în acest concert, și dansuri specifice, coreografii specifice, valsuri și tangouri. Iubitorii romanțelor vor putea achiziționa biletele la prețul de 15 lei, dar în cazul în care vor dori să participe în ambele zile, vor trebui să achite doar 20 de lei, organizatorul oferind o reducere.